Shalom to Howell Love Community. Bună ziua, iubitei noastre comunități. I am excited to talk with you. Sunt foarte încântat să vă vorbesc. In Lag BaOmer. De Lag BaOmer. The last time what we was talking, it was Pesach. Ultima dată când v-am vorbit a fost de Pesach. Today, Tuesday. Astăzi, marți. We are celebrating Lag BaOmer. Sărbătorim Lag BaOmer. 33 days to Omer. 33 de zile de Omer. What is Omer? Ce este acest Omer? Omer it's lehem. In romanit, pâine. Omerul este partea... Pâine. Pâine. Pâinea în limba română. We are counting from Pesach. Începând de la Pesach. Until Shavuot. Până la Shavuot. 49 days. Numărăm 49 de zile. 7 weeks. Practic 7 săptămâni. Because in Shavuot. Pentru că de Shavuot. We shall sacrifice the new pâine. Va trebui să aducem ca și ofrandă pâinea nouă. Pâine, it's very basic, it's very simple. Pâinea este cel mai simplu și de bază aliment. Everyone can sacrifice pâine. It's not carne, it's not chicken. Da, it's not... Este ușor de adus ca ofrandă, ca și sacrificiu pâinea, pentru că este elementul de bază. Lag BaOmer. Lag BaOmer. It's a very important station. Este in counting the Omer. Este o parte importantă în calcularea Omerului. We know that in Omer, the time of counting the Omer. Noi știm că în vremea calculării Omerului. It's very sad days. Sunt zile triste. We are not allowed to marry. Nu suntem. We are not allowed. Nu ni se permite să ne căsătorim. We are not allowed to buy new clothes. Ni se permite să cumpărăm haine noi. So what happened in Lag BaOmer? Deci ce se întâmplă în Lag BaOmer? In Lag BaOmer, the pupils of Rabbi Akiva. În Lag BaOmer, oamenii rabinului Akiva. Stop to die. S-au oprit și din moarte. 24,000 people. 24,000 de oameni. Died in this epidemic. Epidemie. Au murit atunci în acea epidemie. To compare? În comparație. This is the people who died in Spain or in Italy now in the corona. Acest număr de oameni au murit astăzi în Spania sau Italia datorită coronavirus. Much, much people died. Foarte mulți oameni au murit. Why they died? Why? De ce au murit ei? Because they don't respect each other. Pentru că nu s-au respectat unii pe alții. But we have to understand very good. Dar trebuie să înțelegem. We are not talking about a situation. Că nu vorbim despre o situație anume. That they was insulting each other. Că s-ar fi insultat unii pe alții. Absolutely not. Nu, deloc nu e vorba de asta. They don't insult each other. Ei nu neapărat s-au insultat unii pe alții. But they don't respect enough dar each other. Nu s-au respectat destul între ei. When someone is knowing Torah, când cineva cunoaște Torah, when someone is learning Torah, când cineva învață Torah, we are waiting for him. Noi avem așteptarea de la acea persoană. A high behave. Să aibă un comportament la un nivel înalt. A nice behave. Și să se comporte bine. It's not easy to learn Torah and to learn Torah and after that not to keep what we have. Nu este ușor ca să înveți doar Torah și apoi să nu respecti nimic din ce spune Torah. Vea afta le reaha kamocha. You have to love your friend like you love yourself. Trebuie să, în Torah spune de asemenea că trebuie să îl iubești pe aproapele tău ca și cum te iubești pe tine. It is easy. Este ușor lucru. I asta. Can love someone like I love myself. Pot să iubesc pe cineva așa cum mă iubesc pe mine însumi.
But when you don't love your friend like you love yourself, dar în momentul în care nu îți iubești prietenul așa cum te iubești pe tine, you don't love God. Atunci nu îl iubești nici pe Dumnezeu. The same number of letters ve'ahavta et Hashem Elokecha, you have to love your God. Același număr de litere care este în porunca să-l iubești pe Dumnezeul tău. Ve'ahavta le'reacha kamocha. Și numărul de litere din să-l iubești. The same number of letters. The same number of letters. Și același număr de litere care sunt scrise în porunca să-l iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. And because they don't love each other like they have to do. Pentru că ei nu s-au iubit unii pe alții și nu s-au respectat așa cum au trebuit, cum a fost scris. They die. Ei au trebuit să moară. If I say something. Dacă eu spun ceva. Some explanation. Explic ceva. And someone say, hey, he is don't take me seriously. Și altcineva nu mă ia în serios. He says that what I said, this is not so good. Începe și mă imită sau zice că nu-i bine ce am spus. It's not good. Acest lucru nu este. Because always. Pentru că întotdeauna. I must respect. Trebuie să respect. What everyone is saying. Ceea ce spune fiecare. I have to encourage it. Trebuie să wonderful. Încurajez chiar să spun că a fost. This is the high level of love. Aceea este o înaltă statură a dragostei. Of respect. Și a respectului. Of course. Desigur. It's not easy. Nu este ușor de făcut. God will not kill us for this. Dumnezeu nu o să ne omoare pentru asta. We are not in the level of these pupils of Rabbi Akiva. Suntem la nivelul oamenilor implicați cu rabinul Akiva. Anyway, oricum, this is a very hard tragedy. Aceasta este o tragedie foarte dură. For Rabbi Akiva, especially for Rabbi Akiva. Mai ales pentru rabinul Akiva. Everyone was coming to hear him, to learn from him. Că toată lumea mergea la el ca să l asculte și să ceară povață. And to finish the life like that, it's very hard. Ca să își sfârșească așa viața a fost într-un mod foarte dur. So Lag BaOmer after 33 days. Așa că Lag BaOmer după cele 33 de zile. The epidemia stopped. Epidemia s-a oprit. Of course. Desigur. We are happy. Noi suntem bucuroși. We are celebrating. Și sărbătorim. In this day. Și în această zi. We can marry. Ne vom putea căsători. We can. Putem să to go to barber. Bărbații se pot barberi. And the ladies can be happy. Și femeile pot fi bucuroase. They can buy new clothes. Pot ca să cumpere haine noi. We can see in our epidemia now. Putem să vedem și în epidemia cu care ne confruntăm acum. Canyons are closed. The canyons, like lotus, like ocean. S-au închis magazinele. The magazine are closed. Magazinele sunt închise. And the people, what they are thinking all the time? When we can go to buy new clothes? Ce se gândesc acum oamenii? Ok, când putem să mergem din nou la cumpărături, să ne luăm haine? When we can go again to the barber to be nice? Când putem să bărbații se gândesc când putem iarăși să ne barberim și să ne tundem, să arătăm bine? You are nice always. Dar să ținem cont că suntem drăguți tot timpul. Why all the time we have the need to buy to do things? Și să aprofundăm mai mult nevoia asta de a cumpăra. De ce simțim tot timpul nevoia să cumpărăm? So in Lag BaOmer, așa că în Lag BaOmer, we have another reason. Avem un alt motiv for celebrating. De a sărbători. Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabinul Shimon Bar Yochai. Who write? Care a scris? Zohar. The important book of Kabbalah. Una dintre importantele cărți din Kabbalah. He died in this day. El a murit într-o zi ca aceasta de Lag BaOmer. In Lag BaOmer every year. În Lag BaOmer în fiecare an.
Every night of Lag BaOmer. În fiecare seară de Lag BaOmer. Like million people are coming to celebrate. Sunt milioane de oameni care vin să sărbătorească. Now you can ask me. Acum probabil că o să mă întrebați. Why we are celebrating? He was dying. De ce să mai sărbătorim dacă persoana aceea a murit? We have to be sad. Păi că ar trebui să fim triști. But when tzaddik is dying. Dar când un tzaddik moare. Like Rashi, like Rabbi Shimon Bar Yochai. Ca și acest rabin Bar Shamiahai. The soul not dying. Să știm că sufletul nu moare. The body going, but he is going up. Trupul se duce, dar sufletul merge sus. There are many stories. Sunt multe întâmplări. How God received this rabbi, this Rabbi Shimon Bar Yochai. Cum Dumnezeu a primit pe acest rabin. He was a special rabbi. A fost un rabin foarte special. He write the Zohar. A scris Zohar. We cannot understand what he write, of course. Nu putem să înțelegem tot ce a scris, bineînțeles. And, in the last 100 years. Și în ultimii 100 de ani. Ashlag, one rabbi, Ashlag, his name Ashlag. Un alt rabin, Ashlag. Tries to explain him. A încercat să explice scrierile acestui. In Hebrew. În limba ebraică. To understand the Zohar. Ca să înțeleagă scrierile Zohar. And now there is books. Și acum sunt cărți. Who tries to explain Ashlag. Care au scopul de a traduce pe Ashlag. Traduce. Ashlag. Many secrets. Sunt multe taine. Not everyone can understand. Nu toți pot înțelege. Because we have to understand. Pentru că trebuie să înțelegem. That in the Torah, in the Bible. În Torah, în Biblie. Everything is secret. Totul este o taină. So we can read it. Putem să citim. On the table, cu cartea deschisă pe masă, like Bereshit bara, God create the world, unde scrie că Dumnezeu a creat lumea, and the Zohar, what Rabbi Shimon Bar Yochai write, și în Zohar, unde rabinul a scris despre asta, it's all the symbols, all the details, face referire practic la toate simbolurile și detaliile. How he knows this? De unde știm? Of course he has a Holy Spirit. Cu siguranță că a avut un Spirit Sfânt. Because not everyone can. Pentru că nu toată lumea poate pătrunde. So, Lag BaOmer. Așa că de Lag BaOmer. We shall make fire. Ar trebui să facem focul. The fire in this time was very important. În acele vremuri focul era foarte important. Because when we put fire, pentru că în momentul în care accesăm foc, the people can see it from place to place. Oamenii pot să vadă de la un loc la altul focul aprins. They put fire on the mountains. Ei aprindeau focul pe munte. So Tuesday we shall celebrate. Așa că azi marți vom sărbători. We are not weak. Că nu suntem slabi. We have our epidemia. Chiar dacă avem această epidemie. And we shall success. Și vom depăși cu succes. Only if we shall believe. Chiar și mai ales dacă. And we shall be strong. Și vom fi puternici. I am very happy. Sunt foarte bucuros. To hear. Să aud. That in Israel. Că în Israel. They have now some medicine. Că în Israel au descoperit acum. Very un important. Medicament foarte important. That can help much the people. Care ar putea să ajute mulți oameni. But we have to be strong. Dar and trebuie to believe. Puternici și să avem credință. With good energy. Și o energie bună, pozitivă. Positive. I want to thank very much. Doresc acum să mulțumesc. The people who help me now to talk with you. Oamenilor care mă ajută să vă vorbesc acum. Our friend
Robert, prietenului nostru Robert, our friend Cosmi, prietenei Cosmina, and our old friend Joshua, Rezmeresh, Yeshua Rezmeresh, that we call him Aradak, pe care îl numim Aradak, Rabbi David Kimchi. Thank you very much. Mulțumim foarte mult. All the best. Toate cele bune. And in the name of Adam Koppelman, și în numele domnului președinte, Felix our Koppelman, president, președintele nostru, who are taking care of us all the time, care are grijă de noi tot timpul, that everyone we shall have food and doctor, ca fiecare să aibă cele necesare, and de mask la, and everything, de la mâncare până la doctorii și așa mai departe. Thank you very much. Vă mulțumim mult. And thank all the workers of the community. Și mulțumim și tuturor celor care lucrează în comunitate. Thank you.